Ia-o mai încetişor, zise învățăcelul, că n-o să-ți vină chiar așa de-a gata ce ți-ai pus în gând. Știi ceva? Vreau să mă încredințez mai întâi că ai stat închis într-adevăr în sticla aceea micuță. De ești fără tăgadă duhul din sticlă, apoi lesne te poți vârâ iar în ea, așa-mi vine a crede, iar după ce-i vedea cu ochii mei că e chiar așa cum zici, o să poți face cu mine orice vei pofti. Atunci duhul răspunse cu trufie: păi pentru mine asta e o nimica toată. Se strânse și se tot strânse și se subție și se îndesă atât până ce deveni din nou așa cum fusese la început, de putu să se vâre iar în gâtul sticlei. Dar abia apucă să intre înăuntru că învățăcelul și luă dopul și astupă sticla. Apoi se grăbi să o vâre din nou în locul de unde o scosese, sub rădăcina stejarului. Și așa făcu, vezi, matale, că duhul fu tras pe sfoară. Bucuros și fără nicio grijă, flăcăul tocmai se pregătea să se întoarcă la taică său, când numai ce auzi, iar duhul care striga cu glas jalnic: vai de mine și de mine, îndură-te de mă scoate afară, îndură-te totuși de mă scoate afară! Nu, asta n-am să o fac, că doar acu te cunosc, a doua oară n-am să-ți mai dau drumul. Pe acela care s-a bucurat că o să-mi poată curma viața, cum o să-l mai las să iasă la lumină, dacă mi-ai picat iar în mână? Ba, ai să o faci, strigă duhul înfricoșat, de-mi dai iarăși drumul, o să te răsplătesc cu atâta aur că vei avea avuție, nu glumă, cât ai trăi. Nici în ruptul capului, răspunse flăcăul, îți cunosc vicleșugul, abia aștept să mă înșeli ca și prima oară. Află dar că dai cu piciorul în norocul tău, zise duhul. Nu știu cum să te încredințezi că nu-ți mai vreau răul și că, dimpotrivă, am să te răsplătesc împărătește. Momit de vorbele duhului, învățăcelul gândi în sinea lui: la urma urmei, o încercare nu strică. Poate că o să-și țină făgăduiala și n-o să-mi cășuneze niciun rău. Și scoate din nou dopul sticlei. Duhul se ridică iar ca și prima oară, se întinse și crescu coșcogea uriaș. Iată-ți și răsplata, grăi el și întinse flăcăului un peticuț de pânză, de-ai fi jurat că-i un plasture de oblojit rănile. De vei atinge o rană cu un capăt al peticului, mai zise duhul, îndată se va tămădui, iar de vei pune celălalt capăt peste fier sau oțel și vei freca nițeluș, pe loc se vor preface în argint. Vreau să mă convin cu ochii mei că nu îndrugi la palavre, zise flăcăul. Cu o lovitură de secure despică coaja unui copac și numai ce atinse crăpătura cu un capăt al peticului, că se și tămădui și se închise. Măi să fie, se adresă el duhului, e chiar așa cum ai spus, se cuvine, dar să ne despărțim. Duhul îi mulțumi pentru că îi dăduse libertatea, iar învățăcelul la rândui îi aduse mulțumiri pentru cât îi dăruise, apoi se grăbi să se întoarcă la taică său. Dar pe unde mi-ai zăbovit atâta? Îl cercetă acesta. Oare ți-a ieșit din minte că mai avem o grămadă de lemne de despicat? Vezi, știam eu bine că n-ai să poți duce lucrul până la capăt. Fii pe pace, tată, că o să dau un iureș de o să câștig toată vremea pe care am irosit-o, ba o să te și întrec. O să câștigi tu pe naiba, timpul pe care le-ai pierdut nu se mai întoarce, strigă taică său, vânăt la față de mânie. Te grozevești tu cu vorba, dar până la faptă mai ia. Vezi, tată, copacul ăsta, grăi atunci flăcăul, o să-l retez dintr-o lovitură și când s-o prăbuși la pământ, o să hăulească pădurea. Scoase peticul de pânză, frecă securea cu el și izbi odată cu putere în copac. Dar cum securea se făcuse de argint, i se îndoi tăiușul într-un nod. Aoleu, tată, dar proastă secure mie mi-ai dat! Ia uite-te aici, s-a știrbit în gură de tot!
Taică-său se îngălbeni de spaimă și începu să țipe cât îl lua gura. Ce mi-ai făcut, pacoste, ce ești? Acu o să te trebuie să-i plătesc omului securia și cu ce bani, că n-am nici măcar un gologan în casă. Numai cu ponoase mi-e dat să mă aleg de pe urma ta. Nu te supăra, tată, caută să-l liniștească feciorul său. O să-i plătesc omului cât face securia până la ultima lețcaie. Curând o să-i plătesc. Ce tot îndrugi acolo, capsec ce ești? De unde o să iei banii? Că doar tu n-ai decât ceea ce-ți dau eu. Îmi împuiez capul zadarnic cu tertipuri studențești. La asta te pricep de minune, văd eu, cât despre tăiatul lemnelor habar n-ai. Știi ce? Eu tot nu mai am cu ce reteza copacii. N-ai vrea să încetăm lucrul? Te gândiși mult până ai zis-o, le repezi taică-său. Ce, crezi că am să stau cu mâinile în sân ca tine? Mai am de lucru, băiete, dar tu te poți duce liniștit acasă. Bine, tată, dar cum să mă duc singur, că azi am venit pentru prima oară în pădure și nu cunosc drumul spre casă. Te rog din suflet să mergi cu mine. Bătrânului parcă-i mai trecuse din mânie, așa că se lăsă înduplecat de rugămintea flăcăului și amândoi porniră spre casă. Când fură să pășească pragul, tăietorul de lemne îi zise feciorului: du-te de vinde securia asta stricată și vezi cât poți lua pe ea. De-o mai lipsi ceva, o să pun de la mine, din ce-o-i mai câștiga, ca să-i plătim vecinului datoria. Feciorul luă securia și, ducându-se cu ea în târg, intră în dugheana unui juvaiergiu să-i o prețeluiască. Acesta o cercetă cu diamănuntul să vadă dacă-i toată de argint, apoi o cântări și îi spuse: securia asta face 400 de taleri, dar vezi că eu n-am atâția bani pe șin ca să-ți o pot plăti. Atunci flăcăul îi zise: nu-i mare grabă, dă-mi cât ai și mă învoiesc ca restul de bani să-mi rămâi dator. Juvaiergiul îi dă pe loc 300 de taleri, iar 100 îi rămase dator. Flăcăul porni de grabă către casă și, cum ajunse, îi spuse bătrânului: tată, am făcut rost de bani, așa că du-te de-l întreabă pe vecin cât vrea pe secure. Ce să mai bat picioarele degeaba, răspunse bătrânul, că doar știu cât vrea, un taler și 6 bani. Atunci dă-i 2 taleri și 12 bani, adică de 2 ori cât spui că prețuiește securia, și socot că o să rămână mulțumit. La ce m-aș zgârci, că în afară de ăștia doar am bani berechet, ia te uită. Și feciorul îi dădu lui taică-său 100 de taleri zicând: ia-i și folosește-i după voia inimii, că de aici încolo vreau să nu duci lipsă de nimic și să trăiești în bucurie și în destulare. Doamne Dumnezeule, făcu bătrânul, dar cum de-ai ajuns la atâta bănet? Feciorul său trebuie să-i povestească pe îndelete toată tărășenia, arătându-i că în tot acest timp a stăruit în credința că norocul îl va ajuta. Și norocul chiar l-a ajutat, aducându-i în cale duhul din sticlă care-i dăruise peticuțul cel fermecat. Cu banii care-i prisosiră, se îndreaptă iar către școlile cele mari ca să-și desăvârșească învățătura. Și cum putea tămădui orice rană cu ajutorul peticuțului năzdrăvan, i se duse faima peste 9 țări și 9 mări și ajunse în scurt timp cel mai vestit doctor din întreaga lume. Așa, dragi copii, aceasta a fost povestea din această seară. Sper că v-a plăcut și sper că de acum înainte o să învățăm și noi. Până mâine seară, vă spun somn ușor!